так не уйдем на документы политич, стратегии, мы видим диференцию достаточно де мари, де лас черц, лас индия дой, им примус черц и равно мити приведер, ку проверила и купривила индустрии, ла дезволтаре индустрии, шам лучшу министер, ультиор пондера ш импортанца индустрии сказут ин документи планификаре стратегики, асна самна кши фондр са алокат мае пцине. Актуалменти, атенция каре са акорда индустрии, вине спечал дин конту ши ку спорту инвестицилов страини директе, а фос креати паркуры индустриали, а фос креати зони економичи либере, ш на авем инвестиции ин спечал дин Германия, Жапония, Франца, Италия. Avem pentru sectorul fabricării diferitor piese pentru industria auto și dinamica arată că există mai mulți investitori care sunt interesați să desfășoare activități acolo. Deocamdată însă guvernul nu reușește să crească substanțial volumul investițiilor străine directe, ele se situează la nivel de 3-4%, ceea ce denotă două lucruri. Primul, că guvernul trebuie să caute, să atragă mai multe investiții și pentru asta trebuie să dezvolte mediul de afaceri și să comunice mult mai activ, să dezvolte capacități instituționale la Ministerul Economiei, la MIEPO, ca să atragă cei investitori. Și doi, trebuie să cauți resurse interne pentru a susține antreprenoriatul și ramurile care au un anumit avantaj competitiv. Noi avem câteva ramuri care demonstrează anumite rezultate, avem industria IT, avem acel avantaj competitiv pe fabricarea acestor piese pentru anumite industrii. Și aici cred că guvernul trebuie urmează să acorde o atenție mai mare. Și la fel ar mai fi o soluție deschiderea unui fond special pentru dezvoltarea economică, dezvoltarea industriei, după modelul celor care sunt în Finlanda, în Estonia, în Singapur, care prevede dezvoltarea celor nișe, celor branșe care au se bucură de un succes la export și au o valoare adăugată înaltă. La nivel rural, la nivel local, să facem mai puține. Principalul sector de intervenție este agricultura și industria agroalimentară. Și aici se pune accent în special pe dezvoltarea centrelor orașelor, centrelor raionale, care urmează să, prin intermediul lor, să dezvolte acele regiuni. La nivel local, din păcate, se fac mai puține lucruri și se mizează mai mult pe dezvoltarea acestor centre. Finanțarea este foarte deocamdată modestă și investițiile străine sunt încă destul de puține. Urmează în continuare să guvernul să identifice acele surse și să investească mai mult în promovarea exporturilor și atragerea investițiilor. Asta cred că ar fi unica soluție, pentru că Moldova la moment nu are resurse suficiente proprii și trebuie să caute investiții străine, fie finanțare din contul proiectelor de asistență tehnică și financiară.